Este oficial, fostul polițist Derek Chauvin a fost găsit vinovat de toate acuzațiile în cazul morții lui George Floyd. Mai exact, după aproape 10 ore de deliberări, jurații au decis că va fi condamnat pentru crimă și omor prin imprudență. Ar putea sta închisoare cam 40 de ani. Fața lui Chauvin a fost ascunsă de mască în timpul procesului, însă în ochii lui s-a putut citi îngrijorarea la auzul verdictului. În schimb, pentru alții a fost un motiv de bucurie. Zeci de locuitori ai orașului Minneapolis s-au strâns în stradă ca să celebreze decizia. We the jury in the above entitled matter as to count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:44 p.m. Overwhelmed, I'm grateful, I'm relieved, so I feel grounded, I can feel my feet on the concrete. I'm super grateful that this is the verdict and that we can now move to the next case with joy and hope and optimism and strength. În stradă s-a aflat și iubita lui George Floyd. A așteptat cu nerăbdare decizia tribunalului. I feel like that's a positive, and maybe I'm, you know, I could be being my naive in the fact, but I feel like it's a positive. I feel like it was clear to them what happened, and they had no other choice but to deliver a guilty verdict. În același timp, membrii familiei Floyd s-au adunat în casa lor din Texas să asculte împreună citirea verdictului. S-au bucurat la auzul veștii. I got sad to see him handcuffed and walk out of that courthouse like my brother was handcuffed. I told him he had no more power. He's not in control anymore, but my brother is in control. What's his name? George Floyd!